atât mai mult. Timp de un an jumătate, în această construcție de val, de teritoriul de 50, continuă de care zic sărbătoare și de duminică, iar e continuă în funcție de 50. Am discutat cu toate autoritățile care pot fi, care ar putea lua măsuri, cum prietenul cu Acărișcani și terminând cu prietenul domnul Pirundă, pentru cel puțin și cu prietenul cu Acărișcani, pentru cel puțin ani de acces, a nu permite oamenilor străini să intre pe teritoriul predmitului sub 50. Această biserică improvizată și-a făcut deja intrarea sa separată și simte că la ea acasă. Acești oameni deja ne agresează când venim să facem de acolo, să arătăm situația de acolo. Deja sar la bătaie, scriu pe noi plângeri la poliție și la procuratură, în timp ce autoritățile tac. Este un lucru, am fost cu 2 săptămâni jumătate în urmă, în această sală, la ședința Consiliului Municipal, pentru a spune despre problemă. Cu părere de rău, în aceste 2 săptămâni jumătate nu s-a întreprins nimic, în afară de ieșirea domnului Chironda în teritoriu și faptul că el a spus că el vrea să îi împace pe toți. Nu poate fi vorba de împăcare, poate fi vorba doar de respectarea legii. Este un fapt strigător la cer că pe teritoriul unei instituții de stat, în baza unei autorizații eliberate tot pentru instituții de stat, Direcția Educației de Rece Sport, se vin niște oameni dubioși și fac business. Construiesc biserică și nimeni nu-i poate opri. Noi avem atâtea autorități publice, cel puțin 4 instituții publice, Direcția Educației Râșcani, Direcția Generală din Rece Sport a Municipiului Chișinău și avem Pretura Râșcani și Primăria Municipiului Chișinău. Și din aceste 4 instituții, cu o mulțime de autorități, cu o mulțime de funcționari, nimeni nu este în stare să ia măsuri. Ce se numește aceasta? Noi avem autoritate publică? Sau la noi legea este făcută de metropolie. De ce nu se poate închide accesul unor oameni străini pe teritoriul unei grădinițe de stat? Vrem să știm că această întrebare o punem deja de un an jumătate. Și nimeni nu are curajul să întreprindă careva măsuri concrete. Cu atât mai mult, am solicitat audiență la domnul Ceban și cu părere de rău am primit de această acpiscă, să spunem așa, prin care ni se spune că s-a obligat oprirea lucrărilor de construcție și oficierea cărorva activități religioase până la soluționarea cauzei în fond. La audiență nu au fost primiți, ni s-a făcut adfisca respectivă, lucrările de construcție și slujbele continuă. Revin la întrebarea, cine poate, sunteți o sală întreagă de funcționari. Așteptăm să vie primarul general, domnul Ceban. Cine poate să se ocupe de această problemă și să pune punct? Fiindcă nu mai putem să întindem mâța de coadă, construcția este mai înaltă decât clădirea grădiniței. Și acolo sunt o mulțime de ilegalități, începând cu schimbarea locului de construcție, modificarea planului, mizerie totală în prejurul construcției, oameni neadecvați pe teritoriul care vin la slujbe în această biserică improvizată. Și noi nu putem, o primărie a municipiului Chișinău, nu poate întreprinde nimic în raport cu acești oameni și cu această construcție. Eu dau cuvântul și altor colegi de mei, dar noi așteptăm măsuri prompte și așteptăm implicarea nemijlocită a primarului general, care se face a nu cunoaște de problemă. Așteptăm ca el să vină cu acțiuni prompte și cu stoparea tuturor activităților pe acest teritoriu. Noi sperăm că biserica de 110 este ultima biserică construită pe teritoriul unei instituții de stat, pentru că, de fapt, aceasta nu este unica biserică aproximativ 10 școli, unde au biserici pe teritoriul grădiniței. Chiar slujbe, chiar în grădiniță 150, imaginați-vă situația, de fapt, în mod unde copiii este afară, nu au teren de joacă, în schimb ei asistă la îndământări. Mesajul nostru este ca să fie o fi de construcție ilegale, în grădiniță să fie construit teren de joacă, copiii să fie dezvoltați, să se investească în educație și mesajul nostru principal este nu puneți crucea pe educație. Adică tot vorbeam de ultima ieșire în teritoriul viceprimarului domnului Chironda. Din acel moment, din contra, ne-au promis ca să steze lucrările și slujbele care se trec pe acel teritoriu. Din contra, din acel moment au început demararea lucrărilor, au
slujbele așa și nu s-au stopat, din contra, adică se petrecă regim normal. Aceste slujbe se efectuează doar cu scopul de a manipula masele de oameni, de a strânge o parte, un contingent dubios de cetățeni care noi, fiind la fața locului și sezând problema, ei ne agresează. Acest scop se face cu... Aceste momente se fac doar cu scopul de a intimida activiștii civici, de a nu arăta situația reală de la fața locului. Acest moment s-a întâmplat chiar ieri, la orele, în jurul orilor 11, când noi ne-am apropiat acolo, făcând un live pe Facebook, platforma Părinți Solidari. Acești indivizi dubioși care, dacă dumneavoastră o să vedeți comentariile oamenilor de pe asta, adică toți unanim spun că aceste persoane merită, își găsesc locul în altă parte decât la într-un local de cult. Despre faptul că respectiva construcție este legală, a fost informată inclusiv pretura sectorului Râșcani, atât de noi, în primirea în audiență la domnul pretor, cât și de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică prin scrisoarea din 28.08.2019. Din acel moment nu s-au întreprins niciun fel de măsuri pentru a urma procedura legală de sesare a activității și de demolare acestei instituții. Nu mai vorbesc, fiindcă au fost alții anterior, putem spune că aceia nu și-au îndeplinit obligațiunea. Avem alți preturi, avem alți primari, dar și alți directori de grădiniță, dar situația continuă. Noi am mers la toate autoritățile care au fost posibil. Am primit la toți confirmare că astfel de situație nu poate fi tolerată și nu este acceptată, este ilegală. Inclusiv avem răspunsul Consiliului de Nediscriminare, care la fel ne-a spus că și a remis în adresa autorităților decizia prin care le solicită suspendarea activității acestei instituții și demolarea bisericii ilegale. Părere de rău, am ajuns astăzi în fața dumneavoastră doar din cauza că nu mai avem altă soluție. Cerem implicarea mijlocită a primarului și altor funcționari a primăriei ca în cât mai scurt timp să fie soluționată întrebarea. Toate documentele care este necesar, toate răspunsurile autorității deja sunt. Rămâne doar acțiuni și implicarea lor. Vă mulțumim! Bună dimineața! Deci am înțeles că a fost o discuție, domn Chironda, trebuie să vedem ce soluții noi avem pentru acest subiect. Nu, n-am vrut să vă ascult. Am avut o ședință de dimineață cu președintele Parlamentului, Cancelarea de Stat și președintele țării. De asta am fixat pentru ora 9, că de obicei avem la 8, la 8 și jumătate. Dacă este interesant, am convenit asupra creierii unui grup de lucru în domeniul legislației, ce trebuie să facem la nivel de municipiu Chișinău, să fie delegate persoane din Parlament și Guvern și respectiv primărie. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm în ceea ce ține de cadrul legal. Doi, am discutat despre amendamentele, pachetul de amendamente în ceea ce ține de construcții și vreau să știți că m-am rugat ca să fie adoptat în lectura a doua și promulgat săptămâna curentă tot ce ține de amendarea legislației. Și de asemenea am vorbit despre proiecte mai mari, mai mici. O să revenim cu detalii în această privință. Ceea ce depinde de mijlocii de guvern. În continuare vreau să aud prietorii, pentru că săptămâna trecută am discutat despre starea sanitară în municipiul Chișinău, asigurarea cu tehnică, utilaje pentru evacuarea deșeurilor, vegetale și menajere solide.
Vreau să spuneți care este situația cu privire la curățenia care trebuie realizată permanent. Și menținut curatul, și asta nu doar atunci când vă spun eu. Vreau să vedem și cum putem responsabiliza agenții economici de a-și face curat în preajma imobililor pe care le dețin. Domnul Chironda, domnul Talmaci, rog să veniți cu propunere în acest sens. Eu zilnic primesc poze cu murdărie pe care o lasă magazinele, barurile, cafenelele, etc. Noi putem să facem cât vreți curat, dar haideți să ne respectăm unii pe alții. Și un oraș curat vorbește despre noi, în felul cum noi toți suntem. Eu cred că, stimați domnul prietor și responsabili de la subdiviziunile de profil, sunt sigur că nu vă place când vi se spune că este murdar în oraș. Și aici mă refer la faptul că trebuie să fie curat oriunde, pe bulevard, în curțile locurilor locuite, la intrarea în oraș. Și anume de la noi și de la responsabilitățile noastre începe educația tuturor. Haideți pe rând, domnul Burdiumov, domnul Rusu, doamna Școlnic, domnul Prepeliță, domnul Bronzaniuc și domnul Melnic. Domnul Burdiumov. Vă rog, 3 minute succint fiecare. Bună neața, domn primar, stimați colegi. Pe parcursul săptămânii precedente, din data de 9 până în 15 decembrie, în fiecare zi la procesul de evacuare a frunzelor în municipiul Chișinău, în oraș, au fost implicați în mediu 380 de persoane zilnic, 30 de unități de transport și 5 încărcătoare au fost în fiecare zi implicate. Se evacuau în fiecare zi de la 60-65 de rute de frunze. S-a lucrat de luni până sâmbătă în acest timp. Duminică la fel au fost implicați, angajați în întreprinderea 17 și întreprinderea 19, au fost 25 de persoane. Au fost evacuate 4 rute cu ajutorul transportului care ne-a fost pus la dispoziție de către autosalubritate. Ceea ce ține, dacă să facem o statistică de la începutul campaniei de evacuare până acum, pot să vă aduc la cunoștință că total, până în prezent, au fost evacuate 2850 de rute de frunze. Dacă să ne referim la curțile de bloc, din 1100 de curți care le avem în Chișinău în gestionare, cam 1015 deja au fost curățate. Practic suntem la 93%. Săptămâna asta lucrăm fix în același tempou. Sperăm până la sfârșitul săptămânii să nu mai avem frunze în curți. Dar, cum ați menționat și dumneavoastră, în afară de curțile care le gestionează, întreprinderi, MGF-urile primăriei, sunt curți care sunt salubrizate de către asociații. Avem mai multe forme de proprietate. Așa că, acum, la moment, împreună cu priturile, lucrăm mai mult cu președinții sau administratorii acestor asociații, deoarece noi la curțile care le servesc întreprinderile municipale, practic am finisat, întâmpinăm impedimente de la aceste asociații. Dar nu așteptăm să le evacueze ei, implicăm întreprinderile noastre, angajații noștri și facem ca să fie curat de sărbători în oraș. Cam asta ce am vrut să spun eu. Cât timp trebuie ca să finalizați la 100%? Acum am menționat săptămâna asta până la sfârșit cât cu 100% curțele care le gestionăm noi o să fie evacuate 100%. La care nu le gestionați dumneavoastră? Ne implicăm și la ele. Am menționat care sunt gestionate de ACC-uri, CCL-uri și așa mai departe, care sunt locuințe privatizate și deja nu este în gestiunea întreprinderilor municipale. Dar lucrăm cu ei, sunăm care să-i vedem că se implică, îi ajutăm care nu ne implicăm noi și evacuăm. E cazul concret Miron Costin 19/4/5/6, ne-am implicat noi, necătând că sunt asociații, am evacuat practic jumătate săptămână de acolo frunze noi. Deci dumneavoastră îmi dați asigurări că până la sfârșitul săptămânii, adică începând cu lunea cealaltă, nu mai primim poze în care este murdar noar. Facem tot posibil, domnul primar. Mă, la maxim, suntem toți implicați, și prietorii, și bine. Direcția. Haideți pe rând atunci și prietorii tot. Bună dimineața, domn primar general, bună dimineața tuturor. În sectorul Cent, pe parcursul săptămânii precedente, au fost efectuate lucrări de salubrizare,
unde zilnic au participat 137 de persoane, dintre care întreprindem municipal gestionarea fondului locativ 76 de persoane, ex-grupul 13 persoane și Asociația Gospodării Spațiilor Vieți 48 de persoane, fiind evacuate 83 de rute de frunziș și gunoi menager. Totodată a fost elaborată luna precedentă o listă cu 24 de curs de bloc unde s-au petrecut săptămâna precedentă salubrizarea acestora. La fel au fost evacuate și lichidate gunoi din strada Malena Mic, Colț cu Vârnav, Gheorghe Cașu 2/8, drumul Virilor 28, Cheltuială 7 și Haltei 2/1. Au fost întocmite de către agenții constatatori ai prietului sectorului centru procese verbale, dintre care 7 pe salubrizare, și vreau să accentuez că am întocmit săptămâna precedentă și 3 procese verbale pe salubrizare pe șantiere de construcție, și 4 procese verbale au fost întocmite privind combaterea comerțului neautorizat. La fel, aș vrea să subliniez că au fost săptămâna precedentă evacuate 12 gherete, dintre care 10 care comercializează țigări în raza de 200 de metri de instituții de învățământ și spitale sau centre medicale. Două gherete au fost evacuate, la care a expirat de acum schema de amplasare. Au fost emise 12 dispoziții de demolare și înaintate 39 de prescripții privind evacuarea binevolă de către agenții economici a gheretelor care, la care schemele de amplasare deja sunt expirate. La fel, în ziua de sâmbătă și duminică a fost combătut comerțul neautorizat în bulevardul Iuri Gagarin, strada Tiraspol, Aleea Gării. Tot au fost întreprinse măsuri privind acumularea cererilor de confirmare, privind compensarea agentului tehnic la 1969 de persoane. Atât. Mulțumesc mult. Următorul. Bună dimineața, domn primar general. Deci, săptămâna curent, în sectorul botanic, au fost evacuate 166 de rute de frunziș și frunziș și gunoi menager. În trepretură a fost închiriate tehnică adăugătoare față de cei care o avem, care ne ajută foarte mult, pentru că la noi, întreprinderea 1, întreprinderea 6, teritoriul e foarte mare. Noi, cu camazurile, 5 camazuri închiriate și un GSB, noi evacuăm 15 rute pe zi, numai din teritoriul întreprinderii 1. 15 rute, în 5 zile, în întreprinderea 1, s-au făcut 75 de rute care au fost evacuate. Asta e ca și cum tractoarele noastre am evacuat 100 de rute de tractoare. Și, dar tot una, parcă ajungem la capăt, dar tot nu mai este de lucru. Referitor la faptul că noi evacuăm și apar din nou poze care ne sunt transmise, noi asta cunoaștem, dar lângă terenurile de acumulare a deșeurilor, permanent, persoanele din teritoriu privat scot la gunoi menajer și frunze și ele apar a doua zi după ce noi facem curățenie. Mai mult ca atât, pe Valea Crucei am mers și am strâns gunoiul, și i-am rugat pe oameni să scoată sașii, erau pregătiți, că la om psihologie e așa, că nu scot tot sașii, ca să iei pe pat și apoi scot. Și am rugat tot să-i scoată din Ugres și am evacuat de la Covalea Cruci, practic, toate frunzișul din teritoriu. Referitor la gheretele evacuate, am evacuat 21 de gherete. Din gheretele rămas pe evacuare, 37 s-au conformat și au scos din comerț țigările, tutunul. I-am prevenit că dacă cineva se găsește și cumpără din gheretele lor țigările, scoatem a doua zi, le ducem, le evacuăm. Ei au prescripție, au dispoziție pregătită, dar s-au conformat. Da, eu vă rog foarte mult, absolut toți prietorii, deci să monitorizați strict acest subiect. Dacă apar, deci eu știu că s-au conformat mai mulți agenți economici, așa am vorbit cu ei, dar dacă apar acolo articole din tutun, am văzut că sunt și foițe scrise așa prin colțuri, dar țigări sunt, țigări avem, chiar dacă nu stau la vitrină. Spuneați-le că asta le-am spus că e ultima preîntâmpinare. Da, continuați vorba. Doamna școlină. Domn primar, stimată audiență, bună dimineața.
Vreau să vă spun, pe sectorul Ciocara, săptămâna aceasta, au fost antrenate toate forțele pentru a salubriza teritoriul, de unde au fost scoase 194 de rute de gunoi, menager și frunze. S-a lucrat și sâmbătă și duminica, au fost antrenați circa 63 de persoane de la APLP 200, deci și spațiile verzi. Agenții economici care nu s-au conformat și n-au făcut ordine, au fost amendați. Au fost întocmite 10 procese verbale. Ce ține de gherete, vreau să vă spun că au fost evacuate 26, dintre care 17 comercializau tutun. Au fost preîntâmpinați toți. Unde va fi efectuate cumpărături și țigări vor avea, deci următorul pas vor fi evacuarea gheretelor nemijlocit. Toți au fost preîntâmpinați, le s-au făcut preavize și dispoziții. Asta este. Mulțumim. Mulțumesc mult, domnul Brăzăniu. Stimate domnule primar general, stimați colegi, pe parcursul săptămânii trecute, la nivel de sector, am evacuat 161 de rute de gunoi. La ora actuală, astăzi și mâine, noi finalizăm curțile, total curțile de bloc. Săptămâna aceasta ne-am concentrat pe zonele în care am fost la începutul sezonului de salubrizare, dar la ziua de azi situația este nu cea în care ne dorim. Și mă refer la Albia Răulețului Durlești, unde trebuie să remarc anul acesta avem numai puțin de 8 ori s-a intervenit cap-coadă. Totodată zona industrială Mesager și Bucuriei la fel, ne mai rămâne. Unde am greblat deja, urmează să evacuăm doar Parcul Alunelu și zonele verzi Izvor și Parcul Butoiaș Nicolae Costin. Vreau să fac o remarcă ce ține de păstrarea curățeniei. Lunea trecută, o să dau un singur exemplu. Strada Caleieșilor 15, o zonă în preajma platoului de acumulare. S-au evacuat 6 rute de gunoi. Acolo avem, nu vorbim de deșeuri vegetale, avem orice există în orașul Chișinău, de la paturi până la televizoare și așa mai departe. Sâmbătă s-au evacuat alte 5 rute. Dimineață, zona, nu era cea ca ziua de sâmbătă, însă nu mai puțin plăcută. Unica soluție care o vedem, să instalăm reprezentant a preturii, cu poliția, să întocmim procese verbale la toți care aduc. Instalați? Și avem 3 sau 4. Noi am încercat în primăvară o soluție de alternativă pe care cu direcția locativă am spus că anul acesta să mergem. Să instalăm în preajma platourilor problematice platou de depozitare a deșeurilor vegetale, mari pentru care este folosit în construcții. Okay. Bine. Ce ține de evacuarea gheretelor, în care se vând țigări? Pe parcursul săptămânii trecute am evacuat 8 gherete. Totodată am emis 14 dispoziții pentru 14 unități comerciale. Total, anul acesta avem evacuate la nivel sector 32 de gherete în care se comercializau produse de tutun sau țigări. Dimineață, din verificările care le avem, toți au scos produsele de tun din comerț. Însă, totodată, la ziua de ieri mi-au raportat colegii în 2 gherete în care au în vitrină nu sunt țigări, colegii mei de la pretură au cumpărat țigări. Și ce ați întreprins dumneavoastră? Ele deja sunt în lista celor 14 dispoziții. Am verificat pentru noi suplimentar. Le spuneți în felul următor, că dacă ei vor să joace cu noi, noi nu avem de gând să ne jucăm cu ei. Ori respectă, luați scrisori de garanție. Dacă nu, în termen de 2 zile, evacuate de acolo cu tot cu... Scrisori de garanție au fost înregistrate atât în adresa primăriei, care ne-au fost readresate, atât cât și în adresa preturii, dar am spus, din cele 14 pentru care sunt emise dispoziții, am verificat ieri 2 și unde s-au cumpărat țigări. Păi preavizați-i încă o dată și spuneți-le că vor să vândă țigări, să vândă în altă parte, la ei acasă. Dacă nu înțeleg. Legea e una pentru toți. Noi nu facem excepții în această privință. Și ideea asta cu responsabilul de la pretură, haideți să vedem.
Dacă dumneavoastră garantați că lucrurile se vor schimba, cu mare drag. Ne spuneți săptămâna viitoare ce ați realizat. Domn primar, dar din angajații câți avem la pretura, nu, avem cel puțin 10 platouri, nu poți asigura toate, dar... Începeți cu ceva și o să vedem cum funcționează. Și ne raportați cealaltă săptămână. Deci este o soluție, n-am încercat o soluție, domn primar, am instalat în preajmă platourilor de gunoi și nu se acumulează gunoi, menager, mai ales din sectorul privat, am instalat camere de luat vedere. Da, asta mă gândeam și eu să vă spun. Este efect, avem persoanele, sunt amendate, le lucrăm cu inspectoratul de poliție, identificăm persoanele care aduc gunoi, menager, din automobile, cu mânuța, deci toți. Și sunt amendați și asta de roade. Domn Burdimov, poate îi dați și dumneavoastră mâine de ajutor aici ca să avem aceste camere de luat vedere. Ca să nu ținem polițiștii și... Lucrăm în paralel acum, dar examinați opțiunea și spuneți-ne săptămâna viitoare ce soluție aveți în acest sens. Domn Melnic? Domnul primar, stimați colegi, bună ziua! Pe parcursul săptămânii respective la salubrizare și amenajare sectorului au luat parte zilnic 169 de persoane. La evacuarea gunoiului au fost antrenate 136 de unități de transport, cu efectuare 229 de rute. Aici la MGFL-ul numărul 18, 20, 21, 23 sunt evacuate 100%. Au mai rămas asociațiile care n-au evacuat gunoi, nu din cauza că ei n-au vrut, dar transportul era supraîncărcat și cred că în vreo 2-3 zile o să fie evacuate și acestea. Ce privește MGFL-ul numărul 19, cred că într-o zi, două, acolo să fie evacuată tot la 100%. Rog MGFL-ul 21 și 17, undeva până în vineri, că acolo un volum de lucru enorm de mare. Și cred că undeva până joi, vineri, sectorul Rășcani, împreună cu asociațiile, o să fie evacuat la... Hai să spunem 99%, ca să nu spun 100, ca să dumneavoastră nu apară niște fotografii, nu știu din ce curți, care efectiv sau. Noastră doar cunoașteți că noi paralel facem monitorizarea, sunt mai multe grupuri de oameni, inclusiv consilieri municipali, așa că apare în fiecare dimineață și dumneavoastră le vedeți în toate sectoarele. Lucrăm, domnul primar. Eu știu că lucrați. Bine, haideți să vă spun următorul lucru. Eu ieri seara am mers și eu prin oraș cu mașina în toate sectoarele. Am reușit, vreau să vă felicit pentru faptul că lucrurile pot fi schimbate. Asta nu înseamnă că nu puteți, asta înseamnă că nu vreți. Deci haideți, nu vă mai spun eu de acum încolo. Orașul arată mult mai curat, dar încă nu suficient de curat. De asta eforturile le finalizați săptămâna curentă. Atunci ați spus o săptămână că aveți nevoie. Iată că mai aveți, cu excepție sectorului botanic, care are 10 zile, aveți încă 3 zile ca să aduceți măcar la 99%, cum spuneți dumneavoastră. Și în continuare rog să fie menținută această curățenie permanent și să nu vă amintesc eu sau colegii noștri despre aceste subiecte. Totodată fac apel și către cetățeni. Dacă vrem să fie curat în oraș, haideți să ne responsabilizăm toți. Să nu aruncăm peste tot pe unde se poate sau nu se poate de aruncat. La fel și agenților economici vreau să le transmit acest mesaj. Faceți-vă o curățenie în fața instituțiilor pe care le aveți și pe care le conduceți sau le aveți în proprietate. Chiar aici, dacă peste drum de primărie, oamenii pleacă de la McDonald's și aruncă tot ce vreți. Eu nu știu cu cine are contract McDonald's, cu noi sau cu altcineva, dar e bine să fie curat. În general, bulevardul trebuie să arate bine. Străzile magistrale trebuie să arate bine. Vă rog să urmăriți și dumneavoastră acest subiect. Și dacă nu înțeleg unii, cred că trebuie să mergem pe calea responsabilizării administrative. Domnule Ceban, știu că
Săptămâna trecută am discutat despre Ghirete. Dacă aveți un număr final, eu din ceea ce am socotit, cât ați spus că Varășcani ați evacuat? Sunt 23 de Ghirete timp de o săptămână jumătate. 23, asta înseamnă că în total avem 90 de Ghirete. Vedeți că se poate. Într-o săptămână de zile, 90 de Ghirete. Bravo! Și estetic arată mai bine. Și din punct de vedere a sănătății, mai bine. Se poate dacă se vrea. Mâine o să avem o discuție în acest sens. Dacă aveți ce completa, domnul viceprimar. Bună dimineața, domn primar. Bună dimineața, colegi. Într-adevăr, pe parcursul săptămânii am avut, în momentul în care ați început evacuarea în masă, s-au activizat și agenții economici care au început să caute soluții diferite cum să nu fie evacuate aceste ghirete. Noi, compromis, nu am ajuns și nu vrem să le acordăm careva posibilități să încalce legea. Deci, toate cele ghirete care se află în raza mai mică de 200 de metri urmează să fie evacuate, însă, într-adevăr, am în urma mai multor întrevederi, au fost și proteste a celor lucrători care activează în aceste ghirete. Am convenit ca mâine la 12:30 să avem o întâlnire, să vedem care soluții pot fi acordate, însă soluțiile sunt următoarele. Noi o să venim cu un concept unic referitor la aceste ghirete, la cum ele trebuie să arate și identificarea spațiilor unde pot fi amplasate. Și aici este sarcina prietenilor să identifice aceste locuri. Însă, acele care sunt amplasate mai puțin de 200 de metri de școli sau instituții medicale, urmează a fi evacuate. Dacă dumnealor totodată au dat asigurări și declarații și garanții că nu o să vândă tutun, însă le-am spus că dacă noi constatăm măcar un singur caz de încălcare sau de realizare acestor țigări, noi încheiem orice fel de înțelegeri, de suspendări și o să fie evacuate în mod forțat. Și vă rog acum pe dumneavoastră, dacă ați constatat că nu se respectă aceste înțelegeri, fixați, vă rog, poze, video și noi o să întreprindem acțiuni. Deci i-am preîntâmpinat că doar o singură încălcare este suficient ca noi să reziliem orice fel de... Nu au fost înțelegeri, au fost o suspendare până noi avem o discuție. Însă observăm că aceste discuții oricum nu aduc un rezultat și oricum o să mergem cu evacuare forțată. Mulțumesc. Și aici vreau să adaug, pentru că am văzut că sunt unii care se revoltă, erau mulți cei care se revoltau că avem ghirete, peste ghirete. Deci din aceste 90, domnilor pretor, domnul viceprimar, sub control personal, să nu văd să apară nici una în altă parte. Și dumneavoastră, rog, să asigurați controlul acestor lucruri. Am văzut că s-au revoltat, că poate cineva rămâne fără serviciu. În mod normal, angajatorul trebuie să aibă grijă de angajații săi. Dar dacă nu o avea, vom avea noi grijă de acești angajați, o să găsim o soluție. Și rog proprietarii acestor companii să nu se ascundă după persoanele în etate. Le-am transmis și la discuția pe care am avut-o. Nu este corect. Nu trebuie să argumentăm vânzarea țigărilor și încălcările de legislație cu faptul că nu avem grijă de oamenii care sunt în etate. Dacă nu veți avea dumneavoastră grijă, vom avea noi grijă. Dar legea urmează să fie respectată. 2. Deci, domn Chiron, așa cum am discutat, poate ne spuneți câte ceva în acest sens. Ar fi bine ca în 3 luni de zile, cel mult, să avem un concept unic în ceea ce privește amplasarea ghiretelor, partea estetică a acestor ghirete. Cred că poate ar fi bine să avem și un concurs în care să participe tineri arhitecți, așa cum se face în capitale, mai ales cele europene. Dacă vrem să arătăm bine. Mersi. Ne spuneți ceva?
să rog pe domnul Buț să prezinte un mic raport referitor la becurile care se sting pe neașteptate sau fără știrea noastră. Am avut o situație nu tare plăcută când a fost constatat faptul că nu ard becurile la șoseaua Hâncești, la Miorița. Și mi s-a spus că există o explicație. Vreau să înțelegem de ce se întâmplă astfel de lucruri. Și nu știu, poate să facem un fel de verificări reciproce sau cum. Să rugăm colegii, pentru că noi nu putem să mergem să verificăm fiecare bec, fiecare șantier, fiecare gard. Haideți să ne verificăm reciproc, pentru că altfel eu nu știu cum să asigurăm controlul la situația de astea. Că nouă ni se spune că tot e bine, tot arde și în realitate noi primim poze de la oameni că nu prea arde. Ieri aici la Casa Presei sâmbătă a început să sape la colțuri. Până n-am trecut și nu le-am spus să amenajeze corect ca lumea șantierul, n-avea nimeni de nicio treabă, aruncau gunoiul drept în drum, țărână. Primarul trebuie să meargă și să numere becurile, să amenajeze șantierele. Eu cred că putem să facem un control la etapa inițială, când există șef de șantier, există responsabil. Pentru că altfel lucrurile nu o să meargă înainte. Nu puteți să ne spuneți că ceva arde dacă în realitate nu arde. Sau că ceva s-a făcut dacă în realitate nu s-a făcut. Nu vă supărați, dar asta nici nu-i colegial măcar. Eu cred că, domnul Chirundă, dacă lucrurile astea continuă, acum ați dat un mesaj, dacă mai continuă săptămâna viitoare și în cadrul monitorizărilor pe care le avem, se repetă, mergem conform codului muncii. Nu o să mergem să vă rugăm foarte mult. Aveți instrucțiunile funcționale, aveți indicatorii de performanță, vă rog frumos să realizați lucrurile așa cum trebuie. Și ca să terminăm cu subiectul ăsta cu gheretele, eu rog și cetățenii municipiului Chișinău, dacă eventual văd că există încălcări ale legislației, să ne transmită video, foto și noi o să intervenim acolo unde este nevoie. Nu mai putem lăsa orașul să semene ca o piață mare, unde la fiecare colț este câte o butculiță. Plus marea majoritate acestor butculițe vând țigări. Următorul subiect la care am vrut să mă opresc sunt construcțiile ilegale pe teritoriul municipiului Chișinău. Nu credeți că am uitat despre acest lucru. Noi am avut o ședință cu constructorii, peste 60 de companii, sâmbătă și le-am explicat că lucrurile nu vor mai fi așa cum au fost până acum. Să nu umble să caute aici funcționari care o să le împingă nu știu ce. Noi o să le rezolvăm întrebările, o să încercăm să fim maximum flexibili. Dar atât la direcția arhitectură cât și la direcția juridică, vă rugăm foarte mult. Dacă dumneavoastră nu știți, credeți că noi nu știm care sunt schemele și cum se operează cu aceste scheme, greșiți. Începând cu instanțele de judecată și finalizând cu multe alte lucruri. Repet, greșiți. Și cum le-am spus constructorilor, așa vă spunem și vouă. Noi să fim primii care o să vă declarăm organelor de drept în cazul în care vor exista probleme în acest sens. În general, poate ar fi bine să avem o practică, să chemăm și CNA-ul aici la noi și Procuratura la ședințele operative. Tot aici am vrut să zic că Direcția Arhitectură ani la rând a ales proiecte și au dat acte permisive, numai nu știu cum, după ochi frumoși, după cât s-a negociat, cum s-a negociat. Nu știu care este situația concretă, dar vă voi povesti un caz concret cu un investitor belgean. De peste 2 ani de zile, o companie din Belgia, care a ales Chișinău, ca și destinații pentru a construi unul din cele 25 de hotele noi, tehnologizate, care nu mai există în Uniunea Europeană și în Europa în general, Chișinău. Și își mușcă mâinile pentru faptul că a ales Chișinău. 2 ani de zile, ping-pong între primăria municipiului Chișinău
și Ministerul Culturii. Nu știi cine, probabil mai mulți bani sunt hați în toată istoria asta. Oamenii vin să ne repare o clădire istorică. Oamenii vin să dea din banii lor și din terenul lor drum pentru parcare, pentru a extinde drumul. Construiesc un hotel nou cu banii lor. Un hotel care poate să fie inclus în acel lanț de 25. Și ziceam, e o companie foarte serioasă. Numai venitul anual de anul trecut e peste 2 miliarde 900 de milioane de euro. 15.000 angajați. Și așa ne duceți dumneavoastră, faima noastră, peste tot în lume. Păi normal că nu o să vrea să vină investitorul dacă îl țineți în anticameră 2 ani de zile. Bine că cele ilegale repede se rezolvă. Pur și simplu, trebuie să înțelegeți că cei din Uniunea Europeană nu înțeleg. Nici chiar dacă le dați de înțeles așa, nu știu cum, că trebuie să vă dea bani. Nu o să vă dea bani. Și repet, dacă mai auzim măcar o situație de acest gen. Bine, noi am reparat. În 3 săptămâni de zile am discutat și cu Ministerul Culturii și cu Direcția de Arhitectură. Dar cât pe ce să pierdem acest investitor? Și avem două lucruri de pierdut aici. Bani și proiect și imagine. Deci eu vreau foarte mult să fiți în special față de investitori, cât mai cooperanți. Și aici vreau să fac o avertizare pentru cei de la Direcția Arhitectură. Până când avertizare, dar dacă va continua tot așa, o să discutăm în alt format. Haideți să... Am zis că o să dăm câte o construcție jos. Începeți în sectoarele dumneavoastră, domnilor prieteni. Pe bulevardul Moscovii știu că aveți istorie interesante. De exemplu, Moscovii 2. Cât timp aveți nevoie ca să rezolvați întrebarea? Aici, domnul primar, eu aș face o ședință în primărie să vedem, să ridicăm documentele în baza cărora au fost întocmite toate autorizațiile, cum ei s-au extins. Aș vrea să discut și după aceea să vedem, să luăm o decizie. Cum o demolăm? Am în cadrul ședinței e mult de povestit. În cât timp? Dacă... Haideți să facem în felul următor, ca să nu facem comisii pentru ședințe, ședințe pentru comisii. Convocați-vă cu domnul Chironda și domnul Ilie Ceban, toți prietenii, și până miercuri vreau să văd construcțiile pe care le dați jos în sectoarele dumneavoastră. Să fie clar și pentru constructori, că noi tot nu avem de gând cu ei să discutăm, să negociem. Este cadrul legal? Poftim. Tot ce în cadrul legal vă ajutăm la maximum. Ca să nu fie ținuți oamenii prin coridoare, prin anticamere, prin momentul acela cu pupatul de 11 mâini până să obține documentația permisivă. Noi o să vă ajutăm. Dar să admitem ilegalități? Nu. În continuare, panotajul strada. Și aici lucrurile nu stau prea bine. Eu vă rog foarte mult, știu că se încalcă legea pe alocuri. Pe de altă parte, nu toți plătesc în buget bani. Unde pleacă banii care sunt plătiți, tot nu-i clar și de ce contractele se fac așa că și care sunt regulile și criteriile că oamenii nu încasează. Deci, cei care nu vor achita pentru publicitatea stradală urmează să fie înlăturate aceste. La fel, rog să interveniți în tot ce ține de liniile roșii și trotuare. Dumneavoastră, domnul Pripeliț, la viaduc când mergeți pe podul ce l-ați văzut, ce veselie acolo. Partea dreaptă la intrare în sector. Da? Păi că dați-le jos. Vreo 3 zile aveați prumușel, ați luat. Acolo sunt călcări. N-are ce căuta. Panotajul stradal pe trotuar. Trotuarele sunt pentru oameni. Nu pentru publicitate. La SEM acolo, la Fidesco, la fel, domnul prietor.
vis-a-vis, sau la colț. Acum, Banca Națională și toată zona. Acolo e domnului Rus sau domnului Melnic. Da, eu mă adresez la fiecare prieten. Fiecare dintre dumneavoastră aveți o zonă de asta mai centrală, unde e Shanghai, pur și simplu. Și sunt sigur că acolo, în afară de panourile mari, sunt tot felul de panouri mici, adiționale, mai sus, mai jos, mai deasupra, mai la dreapta, mai la stânga. Haideți să scoatem tot ce este absolut necoordonat și ilegal. Și după care o să începem cu cele mari și coordonate. Deci eu zic în felul următor. Haideți în decurs de două săptămâni să facem regulă în această privință. Tot suportul juridic de care aveți nevoie este domnul Ilie Ceban. Tot suportul în ceea ce ține de aspectul estetic este domnul Chironda. Consultați și în două săptămâni de zile rog să ne raportați ca și cu butculițele. Dacă scoateți 90, o să fie bine. Eu cred că se poate și mai mult. Și, domnul Chironda, cred că trebuie să avem și aici un concept elaborat. Creați un grup de lucru, să vedem cu panotajul ăsta stradal ce facem. Dar și cu publicitatea. Discutam că ar fi o idee. Poate faceți o prezentare săptămâna curentă, domnul Chironda, în special în ceea ce ține de Bulevardul Ștefan cel Mare. Că și aici parcă e Shanghai. Fiecare desenează cum vrea, ce vrea, trebuie să avem un standard unic. Acum, Piața Mare Internațională. Întrebarea mea este, dumneavoastră vă place cum arată? Mie nu-mi place cum arată. Deja am devenit toți vestiți cu dragon, cu scândurile astea. Cu... Haideți să avem o abordare mai frumoasă, mai estetică. Deci, am văzut că domnul Zambițchi nu poate să rezolve întrebarea. Dacă nu poate, doamna Metriuc, eu vă rog pe dumneavoastră, ceea ce am vorbit vineri, sâmbătă, să realizați. Vor dragon, vor scândurele cele ce fac acolo, nu mai știu. Sunt alte zone care pot să primească aceste lucruri. Nu știu, la circ, în altă parte. Au mai fost. Haideți piața să arate estetic. Piața Mare Internațională. Vă rog foarte mult să vă implicați și până la lansarea târgului de Crăciun, pe data de 21 decembrie, să arate așa cum ne dorim noi să arate. Iar domnul Zambițchi, eu știu că ați muncit, v-ați dedicat muncii, dar eu rog binevol să vă depuneți demisia. Și este și un mesaj către ceilalți colegi. Haideți să fim maxim responsabili. Oamenii așteaptă la noi rezultate. Noi suntem în funcții pentru a furniza aceste rezultate. Săptămâna trecută la Consiliu, doamna Cutăsevici, s-a solicitat o intervenție pentru cadourile care pot să ajungă la copii, în grădinițele de copii. Rog să ne spuneți dacă ați ajuns la un numitor comun și aveți ceva în această privință. Bună ziua tuturor! Este adevărat, vineri am avut discuții cu șefii direcțiilor din sectoare. Am identificat posibilitățile financiare de a asigura toți copiii din grădinițe, copii cu daruri de la Moș Crăciun. În context, săptămâna aceasta deja vom avea partea tehnică și vom veni cu un comunicat de presă privind procedura de
livrarea acestor cadouri. Vreau să vă zic că total ca beneficiari vor fi 38.663 de copii din grădinițele de copii din municipiul Chișinău. Cred că până miercuri deja vom avea comunicatul cu detaliile despre modul de transmitere, valoarea cadourilor și alte detalii. Vă mulțumesc mult. Eu mă bucur că s-a rezolvat această întrebare. Părea imposibil încă săptămâna trecută. Mulțumesc mult. Copiii trebuie să primească cadouri și toți copiii trebuie să aibă parte de acest dar. Doamna Mitru, că eu am vrut să vă întreb. Moș Crăciun în continuare este pe gratis, în parte zâmbete. Moș Crăciun și două Crăciunițe. Bine. Una de rezervă, da? Bine. Faceți și un anunț public și distribuiți și informații referitor la zilele de Revelion și tot ce avem în Chișinău pentru copii în perioada de vacanță. Astăzi va fi plasată informația pe site-ul primăriei. Moș Crăciunii noștri și fulguțile noastre lucrează. Sunt pe gratis, adică nimeni nu ia bani și vreau să spun că știu sâmbătă, a fost un Moș Crăciun străin acolo, nu știu care, în decurs de o oră și apoi a plecat. Cred că acolo... N-a făcut față concurenții? Nu știu, el era nou al nostru și a apărut mai multe întrebări și după aceea s-a retras. Bine, și eu vă rog foarte mult, pentru că sunt oameni care spun că este scump după ora 5. Asigurați pentru cei care cred că este scump să ajungă între ora 14 și 17, așa cum avem înțelegerea cu agentul economic. Este liber între 14 și 17 și este foarte multă lume. Chiar ar fi bine să mai fie și puțină poliție. Dacă poliția poate să ne ajute în acest sens, vă rugăm foarte mult. Oamenii sunt diferiți, dar să arătăm bine trebuie cu toții și adulții trebuie să dea exemplu pentru copii. Știu că se mai îmbuzesc acolo cine stă în rând, cine nu stă în rând. Și totodată, doamne Mitruc, eu vreau ca zilnic să monitorizați, ca nu cumva să fie abateri de la acest subiect, 14-17 să fie gratuit. Acum, cu situația epidemiologică din municipiul Chișinău, doamna Bucearski, ce e la mine asta? Domnul primar general, bună ziua la toți, stimați colegi. În săptămâna 49 de supraveghere epidemiologică a gripii, instituțiile medico-sanitare publice și private din municipiul Chișinău au raportat 2464 de cazuri noi de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Morbiditatea prin infecții respiratorii acute a scăzut cu 6,1% în comparație cu săptămâna anterioară. În comparație cu aceeași perioadă a sezonului precedent, se atestă de asemenea o descreștere cu 17,8%. Cei mai afectați rămân a fi copiii cu vârsta de până la 4 ani, 862 de cazuri, și cu vârsta de la 5 la 14 ani, 732 de cazuri. În perioada menționată au ospitalizați 68 de bolnavi. Totodată, în perioada de raportare, au fost înregistrate două cazuri de gripe noi, confirmate laborator, tip A H1N1. Starea pacienților este de gravitate medie, cazuri de deces prin gripă și infecții respiratorii nu au fost înregistrate. În municipiul Chișinău continuă vaccinarea antigripală a populației din grupurile de risc. În lunile noiembrie-decembrie au fost eliberate în instituțiile medico-sanitare 24.000 de doze de vaccin antigripal. La data de 11 decembrie, anul curent, au fost vaccinate 10.365 de persoane, repede, în grupa de risc. Din păcate, au fost înregistrate 12 cazuri de tuberculoză, dintre ele 3 cazuri de tuberculoză în colectivități și un caz de tuberculoză la Institutul de Ftiziopneumologie. În perioada de raportare s-au înregistrat 78 de cazuri de boli diareice acute. Din suma totală de infecții avem gastroenterocolite acute, 54 de cazuri, infecții enterovirale, 5 cazuri și toxinfecții alimentare, 18 cazuri.
Totodată s-au înregistrat 40 de persoane agresate de animale, din ele 7 copii. Situația epidemiologică este sub control, a fost puțin tensionată prin infecții respiratorii și gripă. Mulțumesc mult, rog să monitorizați la fel aceste subiecte. Acum e perioada așa mai specifică, împreună cu doamna Cutasevici, în special grădinițele de copii, școlile, toate instituțiile educaționale și cele medicale. Am vrut să vă rog, domnul Bodurescu, discutam cu dumneavoastră despre Aleco Ruso, acolo e un ambutiaj zilnic. Ce soluții aveți? Ambutiaje sunt cam peste tot, dar acolo e dezastru. Domnul primar general, bună ziua, stimați colegi. Da, domnul primar, aveți dreptate. Noi de mult examinăm această situație. Suntem gata chiar astăzi să prezentăm, să facem o prezentare la problema de acolo. Din toate datele. Astăzi asta acum sau astăzi? Acum. Faceți. E posibil și acum. Da. Faceți. Este problema din toate datele și toate calculele care le-am luat, le examinăm, este sensul giratoriu de la intersecția Ruso-Kiev, Vladimirescu și Bulevardul Moscovei, cer scuze Bogdan Voievod. După, când spuneți dumneavoastră, noi suntem gata să facem o prezentare ca să fie foarte clar cu cifre. De cât timp aveți nevoie? Vreo 5-7 minute. Perfect. Prezentați. 5-7 minute. Chiar prezentați. Acum? Acum. Dar ce nu-i posibil? Tehnic nu-i posibil. Ok, haideți până se conectează. Conectați microfonul. Eu am vrut să vă întreb atâta mi-a dat jurnaliștii. Durlești, după ora 7:00, nicio rutieră nu circulă. Oamenii pleacă pe jos. Apropo, noi am avut următoarea partidă de 5 trolebuse. Când noi suntem gata să le punem pe rută? Vorbeam de Durlești, vorbeam de Tohatin, Budești, Cruzești și... Toate trolebuzele sunt acum în rodaj, am discutat chiar cu domnul director. Pe finalul săptămânii ele sunt gata, 5 trolebuze, pentru a fi... Haideți săptămâna curentă, vedem trolebuse, autobuse, ori punem acolo unde le-am promis oamenilor în suburbii, okay. Și rezolvați subiectul ăsta cu Durlești. Domnule primar, cu Durlești... Noi, domnule primar, suntem permanent în lucrare cu dânșii. Problema este numărul mic de microbuze rămas și cu mare ce greu noi, în general, practic, săptămâna avem de două ori întâlniri cu dânșii ca să-i menținem să lucreze în continuare. Cu mare greu i-am ținut să nu participe la greva care a fost săptămâna trecută. Dar o să depunem efort și o să discutăm fiecare caz în parte suplimentară. Haideți săptămâna asta să aducem oamenilor transportul celor care am vorbit. Ca o informație este domnul Dumitru, noi avem un parteneriat acum cu Universinj, lucrăm împreună pe mai multe probleme. Asta deja este o problemă care este un obiectiv, deoarece este cel mai încărcat nou de rutier de municipi Chișinău, Ciocana și Rășcan trece pentru însu, dar se lucrează pe mai multe sectoare. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În colaborare cu Direcția Transport Public și de Comunicații, am demarat un studiu de prefezibilitate pentru giratoriu de pe strada Ruso și Moscovei. Aici doresc să vă prezint unele rezultate preliminare. Vom continua studiul în detalii și vom analiza în complexitate toate aspectele funcționalității intersecției date. Preliminar, studiind problematica, am evaluat standardul național și imediat în funcție de fluxurile de transport care sunt observate în teren, normativul dictează că dacă o condiție
se asigură sau mai multe, se poate justifica instalarea semaforizării. În cazul nostru se respectă cel puțin 5 condiții în funcție de transport, de debitele de transport și intensitatea fluxurilor pietonale. Mai sus am adus un exemplu unde normativul dictează o valoare prag minimă de 900 vehicule pe oră pe ambele brațe, însă la noi, în sumă, pe ambele brațe, pe artera principală Rusov-Bogdan-Voievod, sunt 2300. Și pe drumul secundar 100, pragul minim la noi sunt aproape 1000. Condiția 5 este una importantă, traversare pietonală în dreptul școlilor sau altor obiective care generează fluxuri importante de pietoni. Necătând la faptul că zona este o zonă cu multe obiective de comerț, mai sunt și cel puțin 8 instituții de învățământ. Licee, colegii, grădinițe. Poza din stânga reprezintă sectorul din nord-vest al gerației și poza din dreapta este sud-est. Uitați așa, reprezintă din ambele părți a gerației. Deci, nodul, în cazul pe fază din stânga, nodul este în colțul de jos din dreapta și se poate observa zonele de recepție a liceilor care sunt de obicei în raza de 500 de metri în kilometru, care generează fluxuri semnificative de pietoni. Măsurătorile noastre au arătat că în mediu pe oră sunt între 800 și 900 de pietoni care traversează străzile date, în special strada Kiev și strada Bogdan Voievod. Aceasta este o situație tipică în ora de vârf de dimineață, în cazul ăsta a fost marți, în cazul ăsta a fost luni dimineață, ora 8:00. Și aici doresc să prezint un video scurt cum se desfășoară situația. Este o filmare accelerată pentru că sunt camere pentru studii. Însă situația se poate observa cu ușurință ce se întâmplă în intersecție. Avem sensul geratorul, practic blocat deja. Pe cadrele din dreapta este strada Bogdan Voievod înspre intersecție de bulevardul Moscovei. Nu, spre tipografie. Da. Deci, asta cam este situația de dimineață. Din video se observă ușor că cel mai mare solicitare îl se simte pe strada Alecu-Rusu. Măsurătorile arată că fluxul critic, distribuția fluxurilor și fluxul critic este din strada Alecu-Rusu arătat printr-o linie discontinuă albastră. Deci, plecând de la ipoteza fluxurilor critice, ne-am axat pe analiza orei de vârf de dimineață, pentru că din diagramă se observă solicitarea maximă în decursul a 12 ore. Am supus către analiză câteva scenarii, dintre care am comparat situația existentă cu un gerator existent cu treceri pietonale denivelate și un caz de semaforizare, respectând alternativa cu încadrarea mișcărilor protejare în buzunare de stocaj. Pentru că din Rousseau s-a observat că o treime din flux, care este echivalent în valoare de 500 de vehicule pe oră, virează la stânga pe strada Kiev, spre centru. Aici s-a folosit un soft de modelare a schemei semaforizate pentru aflarea ciclului optim de semaforizare, precum și determinarea succesiunii fazelor, pentru a optimiza funcționalitatea intersecției semaforizate. Doresc doar să menționez că la momentul dat, geratorul oricum este gestionat de polițist, care în realitate funcțional înlocuiește operațiunea semaforului, dar care nu este eficientizat. Aceasta este succesiunea fazelor care am examinat-o. Este o succesiune simplă. Faza 1, înainte și la dreapta, Bogdan Voievod Rousseau, apoi stânga, manevra din stânga protejată, după ce urmează faza 3, Kiev-Moscovii, înainte la dreapta și manevra de stânga. Îți vreau să erau secundele, câte secunde trebuie să iei faza, culoarea verde, pentru a degaja. 44, prima, 42, 32 și 9. Acesta este o diagramă care arată succesiunea fazelor pe diferite direcții.
ciclul folosit de noi de semaforizare a fost 150 de secunde, pentru că este un ciclu foarte lung, este mai puțin recomandat, până, de obicei se recomandă până la 120, în cazul în care intersecția are limită de capacitate inferioară. Însă, intersecția, la momentul dat, deja operează sub limită, mult sub limită, supra limită capacității și deci suntem nevoiți să creștem durata ciclului de semaforizare. Însă, niciunul din brațe nu staționează mai mult de 44 de secunde la o fază de semaforizare verde. Aici se reprezintă optimizarea ciclului de semaforizare și unde se arată în stânga durata ciclului și în dreapta gradul de saturație a intersecției, care justifică lungimea ciclului de semaforizare de mai lung, de 140-150 de secunde. După 140 de secunde se observă că deja capacitatea este optimă și nu mai scade, odată cu creșterea ciclului, nu mai scade semnificativ. Pentru o verificare ulterioară am folosit două modele de microsimulare, dintre care unul este Traffic Wear Synchro, de origine americană, care s-a folosit la justificarea inițială și șiruirea soluțiilor, pentru a verifica în general dacă merge semaforul, necătând la faptul că normativul recomandă strict semaforizarea. După care am folosit și un soft de origine germană, care se folosește pe scară largă în lume, de microsimulare. Și am colectat rezultatele. Pe partea dreaptă, microsimularea ne-a arătat că la momentul existent, giratorul ne oferă un nivel de serviciu de clasa F și semaforul ne oferă clasa D, ceea ce este o creștere în clase de, cu două clase. Ce înseamnă nivelul de serviciu este dictat de normativul moldovenesc în vigoare. Cu roșu este închinat, reprezintă situația existentă și descrierea sa, și cu albastru este soluția proiectată, optimizată. Aici este un grafic foarte complex, foarte multe informații, însă se poate ușor vedea, cu roșu este giratoriu existent și cu verde este soluția proiectată și reprezintă întârzierile medii pe vehicul, pe fiecare braț al intersecției, în cazul când este girație și semafor. Se observă pe diagramă că pe fiecare braț întârzierile sunt mai puțin de jumătate în soluția semaforizării. Următorul grafic reprezintă formarea cozilor și lungimea cozilor maxime pe fiecare braț. Roșu este girația existentă și albastru este semaforizarea. Iarăși cu verde se observă că formarea cozilor este una semnificativ de mică comparativ cu girația și în general modelul ne arată că la durata ciclului ales de semaforizare, vehiculele care sosesc pe fiecare braț, în linii generale, reușesc să se degaje. Într-o fază de semaforizare verde și deja se colectează mai puțin la roșu. În ansamblu, am ales patru parametri globali de analiza performanței în intersecție, printre care lungimea cozilor este importantă pentru că duce la blocarea intersecțiilor și acceselor în amonte. Întârzierile medii pe vehicule duc în general la frustrarea conducătorilor auto și tuturor participanților trafic, ceea ce duce la stres, întârzieri la serviciu, nervi, etc. Care la rândul său, întârzierile la fel sunt importante pentru că dacă conducătorii sunt frustrați, mai fac și greșeli și ceea ce duce la periclitarea riscului siguranței la trafic. Numărul de opriri pe vehicul este foarte important pentru că prin faptul că se consumă mai mult combustibil la turații mici a motorului, de aceea este foarte important pentru a evalua și numărul de opriri, respectiv și consumul de carburant rezultat din acestea.
Pentru o perioadă de modelare, la fel am identificat numărul de vehicule care au traversat intersecția în, pe timpul de modelare și putem observa sporire în detrecere, însă pe următori, pe toți parametrii globali, putem observa o reducere semnificativă. Am constatat că girația studiată la momentul dat nu asigură intervalul minim necesar pentru inserția fluxurilor de transport, nu oferă utilizarea proporțională a intersecției pentru debitele pentru fiecare braț al intersecției. Rază mică a girației este insuficientă pentru trierea și ordonarea fluxurilor și, și în cazul ăsta reglementarea circulației se ignoră. Reglementarea circulației în sensul dat înseamnă că dacă este o bandă prevăzută pentru întoarcere și virare la stânga, mulți conducători auto virează și din banda 2. În special pe direcția Rusă-Kiev și uneori și Bogdan Voievod Moscovei. Un criteriu important în normative de obicei este deflexiunea. Aici deflexiunea brațurilor lipsește, nu este decalat axul. Semaforul are opriri și cozi întârzieri mai mici, oferă utilizare proporțională a intersecției, proporțională uniformă a debitelor în cazul extinderii serii de coordonare sau instaurarea unui management de trafic în viitor. Și pentru semaforul a fi eficient în timp, este recomandată considerarea controlului adaptiv. Mulțumesc. Conectați, vă rog, iluminatul. La moment, în continuare, studiem fluxul care vine, soluțiile, suntem la sensul giratoriu de la tipografie, cum se spune la noi. O să venim în scurt timp iarăși cu soluții foarte concrete și foarte eficiente. Deci, din câte înțeleg eu, ceea ce presupuneam noi că ar trebui înlăturat, da, sensul giratoriu, instalat semafor care să fie inteligent și rezolvat întrebarea cu parcajele în față la Soyuz. Pentru ce facem, cât timp aveți nevoie? Domnule primar, deja avem argumente, cum avem bugetul aprobat, dăm la proiectarea pentru construcția unui obiectiv de semafor și sper mult de grabă să-l avem, cel puțin până în primăvară. Cel puțin până în primăvară ce? Să-l avem instalat deja obiectivul semafor. Avem nevoie de proiectarea lui și de construcția lui. Construcția lui cred că durează 2 luni, aș spune eu, maxim, și proiectarea lui iarăși 1 lună. Deci, deja avem la bază studiu, avem... Ne-ați dat asigurări că până la 1 martie rezolvați problema. Depunem efort. Spuneți dumneavoastră termenul atunci. Domnule primar, depinde nu atât deja de noi, de administrația Direcției Transport. Urmează să avem o licitație la proiectare, urmează să avem proiectul tehnic elaborat, să-l verificăm și să-l dăm la licitație iarăși la... Dar oamenii vor să știe concret cât. Nu, 4-5 luni. Dacă să vorbim în termen, realiști vreo 4-5 luni. Deci până la Paște. Da, până la exploatarea lui. Da. Important să nu fie la Paștele, vorbim moldovenești. Noi deja lucrăm la capitolul dat și cred eu că nu o să fie așa. Bine. Cred că cu domnul Chironda trebuie să stați un pic mai mult, să vedeți și pe alte porțiuni de drum. Avem probleme și la Vasile Lupu, și la Creangă, și pe Viaduc. Și oamenii fiecare zi ne raportează problemele acestea și trebuie să vedem împreună cu Ministerul de Interne ce facem în această privință. Pot să mai adaug aici, dacă da. Se poate. Noi acum am fost într-o deplasare la Moscova în cadrul unei întâlniri a Asociației Internaționale a Transportatorilor Electrici. Totodată am avut o discuție cu un expert din cadrul Departamentului de Transport din Moscova, cu experiență mare în organizarea, crearea benzilor dedicate pentru transport public. Ei deja în Moscova au peste 300 de kilometri de bandă dedicată. Lui a acceptat invitația noastră, putem să-l contractăm în calitate de expert, să vină să ne ajute cu elaborarea unui concept privind crearea benzilor dedicate pentru transport public. Prioritizarea transportului public ar genera un impuls și pentru astfel de soluții, ca să le facem mai rapid și în cadrul unui program mai mare, plus ar asigura oamenilor
oportunitate de deplasare în oraș, ca ei să renunțe la mașinile proprii și să mai scadem presiunea de pe infrastructura rutieră. În același timp, proiectul inițiat de Chișinău, proiect cu Direcția Arhitectură, privind elaborarea concepției de transport, cred că poate fi un pic modificat ca și caiet de sarcini, ca colegii din Sankt Petersburg să ne poată face astfel de analize pentru mai multe intersecții și să ne ofere soluții de reproiectare a circulației rutiere. Da, eu vă mulțumesc mult, domnul Chiron, dar eu vreau să știți cu toții că am avut două echipe bune în această săptămână care a trecut, una la Moscova, alta la București, pe mai multe proiecte și programe concrete. O să revenim cu detalii asupra acestor subiecte, dar începând cu infrastructura rutieră, proiecte de reabilitare a infrastructurii culturale, manifestații pe care le vom face împreună, începând cu luna ianuarie, și multe alte lucruri pe care urmează să le atragem aici, în Chișinău, cu participarea prietenilor noștri de la București, de la Moscova, din alte capitale. Asta în linii mari pentru ziua de astăzi. Eu am să invit presa să meargă până în birou, dacă tot erau interesați de ce s-a întâmplat acolo. Și acolo vă dau comentariile respective. Vă doresc o săptămână frumoasă să aveți cu toții și aveți grijă de oameni și de oraș. Mulțumesc.